Protestăm împotriva gazelor de șist, protestăm pentru că sănătatea și viața noastră sunt extrem de dur și de tare puse în pericol de un guvern care e pur și simplu incredibil, care își bate joc de viața omului, care vor să distrugă acest colț verde, cum spunea Valeriu Tabără, care ține de siguranța economică, de siguranța alimentară a României, vor să ne distrugă agricultura, vor să ne distrugă sănătatea și viața. Protestăm pașnic, vrem ca vocea noastră să fie auzită. Bună întrebare, uite ce-a protestat. Bună ziua, ne-am adunat astăzi în localitatea Șiman pentru a protesta un nu hotărât exploatării gazelor de șist. În continuare, ne pare rău că cu ocazia zilei de 1 martie și apropiate zile de 8 martie, noi trebuie să umblăm din localitate în localitate să fim împotriva gazelor de șist. Trebuia să ne uităm la un spectacol frumos, nu la aceste proteste, care eu zic că sunt foarte normale, pentru că vedem cât de dăunătoare sunt aceste gaze de șist. Normal că comunitatea și din Șimand am văzut că este împotriva gazelor de șist și o să mergem să protestăm și în Arad. Am văzut că lumea și, în general, populația din toate localitățile este împotriva gazelor de șist și normal ca noi, cei care reprezentăm pe cetățeni, avem obligația de a merge acolo unde e cetățeanul ne trimite.